Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului și va începe la ora 10. În cadrul Consiliului Național de Coordonare vor fi aleși prin vicepreședinții, vicepreședinții, secretarul general, secretarii executivi ai partidului, membrii Comisiei de Integritate, Litigii și Statut și cei ai Comisiei de Revizie și Control. Conducerea PDL Argeș va fi prezentă. Și mai mult decât atât, vor candida pentru o funcție în partid președintele PDL Mircea Andrei, dar și deputatul Cătălin Teodorescu. Așa cum știți, a fost ales președintele partidului în persoana domnului Vasile Blaga, iar mâine se alege biroul permanent național. Din Argeș cine va merge din partea organizației PDL Argeș? Suntem 11 delegați care împreună vom decide cine va face parte din biroul permanent național. Odată aleasă conducerea partidului, PDL-ul va fi de mâine în formulă completă. Alături de președintele Vasile Blaga, ales pe 23 martie cu 2344 de voturi, Partidul Democrat Liberal va intra din nou pe făgașul normal și își va putea duce la îndeplinire obiectivele propuse.